Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o temă frumoasă și un invitat pe măsură. Este vorba despre compasiune necondiționată și vă arăt și cartea la cameră. Compasiune necondiționată de Tara Brach descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii RAIN, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald. Câteva cuvinte despre autoare: Tara Brach, PhD, autor, psiholog clinician, profesor de mindfulness, meditație, vindecare emoțională și trezire spirituală. Tara Brach este renumită pe plan internațional și alături de noi este Ana Maria Ștefănescu, terapeut transpersonal, dream teacher, consilier pentru dezvoltare personală prin artă, formator la drumul spre centru. Iată, cum spuneam puțin mai devreme, o temă frumoasă, o temă foarte interesantă legată de acest autor și, bineînțeles, de această carte, Compasiunea necondiționată. Ana Maria, pentru început aș vrea să te întreb, cum reușim noi, discutând despre compasiunea necondiționată, cum reușim să aducem în viața noastră această practică RAIN, în viața noastră interioară, pentru a avea o viață mai, aș spune, plină de sens și mai împlinitoare, pentru a ne face cumva fericiți, iată, ajutându-ne, bineînțeles, pe noi, dar și pe cei din jur. Practica RAIN este o practică pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. RAIN vine de la recunoaște, acceptă, investigează și hrănește, nurture în engleză. Dar este la fel de frumos și în engleză și în română. Și așa cum îi spune și numele, primul pas este acela de a recunoaște. De a recunoaște ce este prezent, pur și simplu, în momentul ăsta pentru noi, ca și sentimente, ca și emoții, ca și gânduri, care este practic conținutul interior într-un anumit moment dat. Deci primul pas ar fi recunoaște. Recunoaște tot ceea ce este prezent acum. Apoi, al doilea pas, acceptă, este despre lucrul subtil cu renunțarea la o rezistență internă. Pentru că, deși par asemănători, una este să recunoști și alta este să accepți. De îndată ce vedem, observăm o emoție negativă, să spunem, de foarte multe ori, tendința sau reacția automată este să o negăm, să ne îndepărtăm de ea, să o judecăm, să facem orice altceva, numai să nu stăm cu ea așa cum este. Doar că paradoxul și frumusețea lucrului în felul ăsta este că de îndată ce acceptăm emoția respectivă dificilă, și stăm cu ea atât cât putem, la început mai puțin, apoi mai mult, se creează un fel de spațiu în jurul acestei emoții și e ca și cum emoția aia dificilă, ghemul ăla intens, să zicem, ar pluti într-o mare, într-o mare așa liniștită și albastră, sau într-un lac, sau într-o apă, sau într-un ceva foarte conținător. Și atunci, pentru că se creează spațiul ăsta în jurul ei, este mult mai ușor să trecem la următorul pas. Dar mi se pare că partea asta cu acceptare este o parte esențială și este o parte cu care multă lume, de fapt, are de lucru mult timp într-un sens de du-te vin. Adică odată reușesc să fac asta, odată nu reușesc să fac asta. Tocmai pentru că condiționarea veche și străveche este să negăm ceea ce este negativ. Tara Brach cumva vine cu, să spunem, zona aceasta holistică, deci zona de terapie holistică, mergând pe acest principiu fundamental și al doctrinei budiste, și anume compasiunea. Și bineînțeles că vine și cu experiența de psiholog, pentru că, iată, în câteva capitole din carte vorbește despre abandonarea credințelor negative despre sine, ceea ce pomenești și tu puțin mai devreme, cumva trezirea din ghearele fricii.
să depășim frica, să depășim, cum spuneam, credințele limitative și să ne eliberăm de rușine. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Hai să vedem ce înseamnă mai întâi compasiune. Compasiune, așa cum îi spune și numele, înseamnă a simți împreună, pentru că vorbim despre compasiune, adică despre a simți împreună. Sau a simți ce simte celălalt. Însă, de fapt, celălalt, de cele mai multe ori, reprezintă noi înșine, eu însă, tu însăți, pentru că nu pot să am compasiune pentru celălalt din exterior fără să am mai întâi compasiune pentru mine. Și aici ne întoarcem din nou la acceptare și la, cum frumos povestea ea în carte, la descoperirea aurului din interior. Folosește o metaforă foarte frumoasă, povestește despre Buddha de aur, care era de fapt întreg de aur, dar era acoperit cu pământ, pusese așa câteva, se întâmplase asta acum câteva sute de ani în urmă pentru a fi protejat de niște invadatori. Și când au dat pământul la jos de pe statuia lui Buddha de aur, au descoperit că era de fapt aur curat, aur pur. Și Tara face o analogie între pământul ăla de deasupra și mecanismele psihologice defensive. Personalitatea așa cum s-a creat ea în copilăria mică, tocmai urmând niște tipare date de către familie, de către mediul social și așa mai departe, care acoperă de fapt strălucirea ființei a ceea ce suntem noi de fapt. Și atunci, cumva pornind de la compasiunea de sine, de la acceptarea de sine, putem să facem pasul în afară și să avem compasiunea pentru ceilalți și acceptare pentru ceilalți. Și apoi, după ce am trecut de pasul acceptare, urmează pasul investighează. Adică, ok, am acceptat sentimentul dificil, emoția dificilă și hai să investighez să văd unde anume în corp se simte asta în primul și în primul rând. Adică trec dincolo de tărâmul cognitiv, care este de foarte multe ori arid și se oprește la o limită, și mă cufund în tărâmul somatic, care conține o înțelepciune mult mai cuprinzătoare de foarte multe ori. Și atunci, văzând unde anume în corp se simte emoția aia dificilă, investigând în felul ăsta și identificând locul cu pricina, pot apoi să trec la pasul hrănire. Și asta este foarte simplu, pentru că toată metoda ta este foarte fluidă și foarte flexibilă în același timp. Pentru că pot să hrănesc punând o întrebare simplă. Ce anume are nevoie în acest moment partea aia din interiorul meu? Locul ăla din corp în care se simte gemul ăla dificil, emoția dificilă. Poate fi iubire, poate fi iertare, poate fi are nevoie să fie văzută. Poate fi acceptare, poate fi protecție, poate fi absolut orice. Și de îndată ce am găsit răspunsul sau răspunsurile, pot să mă conectez, de exemplu, cu un sine al meu viitor și mai înțelept. Și iarăși aici, repet, e foarte frumoasă metoda asta pentru că aduce și un pic de neuroștiință, aduce și un pic de programare neurolingvistică, pentru că, iată, mă plimb pe linia timpului, mă conectez cu un sine viitor, mai cuprinzător, mai conținător și mai înțelept, care îmi poate oferi tot ce am eu nevoie în acest moment sau ce are nevoie partea aceea dificilă din interiorul meu. Și de îndată ce pasul ăsta a fost făcut, de îndată ce am hrănit partea aceea, un spațiu și mai mare se deschide în interior și mai mult loc pentru aurul ăla de care vorbea ea pe parcursul cărții. Cum putem să definim acest concept? Pe înțelesul cititorilor, conceptul acesta de compasiune necondiționată? Păi, compasiunea nu poate fi decât necondiționată. Dacă este condiționată, nu mai este compasiune. Compasiunea necondiționată înseamnă că îl văd pe celălalt, îl aud, îl accept, exact așa cum este el și mă raportez întotdeauna la ce este el cu adevărat. Nu la personalitate, nu la tipare mecanisme defensive, nu la comportamente dificile. Îmi aduc aminte tot timpul și țin tot timpul în lumina atenției faptul că, de fapt, acolo în interiorul lui se află
lumina, se află aurul despre care vorbește așa de frumos Tara. Și raportându-mă la asta, acel aur, acea lumină din interiorul lui crește. Și raportându-mă la asta, cealaltă persoană își poate aduce aminte că, de fapt, eu sunt mai mult decât comportamentul. Eu sunt mai mult decât condiționările. Eu sunt mai mult decât orice altceva dificil există în registrul trăirilor. Ea mai vorbește în capitolul 3 despre această tehnică, Rain, ca o ploaie iertătoare. Apoi vorbește despre a vedea bunătatea din oameni. Exact. De asemenea, practici de aducere în prezent a trăi cu o inimă trezită. Da. Cum putem să definim această inimă trezită? Inima trezită, inima este trezită în primul rând atunci când ne aducem aminte că spațiul inimii este real. Ca să ne aducem aminte că spațiul inimii este ceva extrem de real, nu este doar așa o metaforă, o chestie care sună bine, la fel trebuie să ne raportăm la ceea ce se întâmplă aici și acum. Și șirul logic trece tot prin acceptare. Pentru că pot să trezesc inima doar dacă accept orice alt sentiment dificil din jurul ei sau din interiorul ei. Și atunci când inima este trezită, orice alt conținut mental trece în plan secundar sau orice alt eveniment exterior poate fi întâmpinat dintr-un alt spațiu. Inima trezită are niște calități despre care vorbesc toate tradițiile. Luminozitate, o stare de iubire pentru tot și toate, o stare de compasiune, o stare de ceea ce este foarte bine exact în acest moment. Rezistențele dispar și absolut totul este întâmpinat cu un mare da, un mare da spus vieții. Dragii noștri, iată un subiect foarte interesant, compasiune necondiționată. Am vorbit astăzi alături de Ana Maria Ștefănescu, terapeut transpersonal, Dream Teacher, consilier pentru dezvoltare personală prin artă, formator la Drumul spre Centru, pe marginea cărții Compasiune necondiționată de Tara Brach, descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii Rain, o carte pe care, iată, vă recomandăm cu mare drag, mai ales în această perioadă de vacanță în care presupunem că avem mai mult timp pentru citit și pentru lectură. Îi mulțumim foarte mult, Ana Maria Ștefănescu, mulțumesc, vă mulțumim și eu dumneavoastră pentru că ați fost și de această dată alături de noi. Ne puteți urmări în continuare materialele video pe pagina de Facebook a Editurii Herald și pe canalul de YouTube al editurii. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare, plină de compasiune, pentru că tot vorbeam despre compasiune și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, mai bine!